Din fondul de rezervă, județele Argeș, Gorj și Vâlcea au primit câte 12.000 de lei, iar Oltul și Telormanul câte 6.000 de lei. În Vâlcea au fost inundate 281 de case, iar 92 de locuințe au fost distruse. Au fost afectate 5 drumuri naționale și 17 drumuri județene. De asemenea, au fost afectate rețele de alimentare cu apă, 2 rețele de alimentare cu gaze, 12 rețele electrice și puncte de transformare. În urma inundațiilor produse în mai multe localități din județul Gorj, 12 persoane au fost sinistrate, iar afectate sunt 130 de anexe gospodărești, 10 poduri și 15 podețe, 10 de kilometri de străzi, drum județean, comunal și forestier, hectare de teren arabil și pășuni și fânețe. Conform ultimului bilanț întocmit de Inspectoratul pentru Situații de Urgență, în Olt, în urma inundațiilor înregistrate în perioada 28-30 iulie, pe raza județului au fost afectate 1947 de locuințe, din care 3 distruse, 26 de poduri și 45 de podețe trebuie refăcute după ce au fost afectate de viituri.